Bună, dragilor, ce faceți? Săptămâna aceasta v-am pregătit un aranjament cu totul și cu totul special. O să vedeți că, de fapt, n-ați mai văzut așa ceva în viața voastră. Toată lumea mă întreabă de unde mă inspir. Adevărat că mă inspir de peste tot. Mă inspir din oamenii pe care îi întâlnesc, din poveștilor lor de dragoste, pentru că facem foarte multe nunți și întâlnesc multe cupluri și chiar mă inspir din poveștile lor. Mă inspir din locurile prin care trec, mă inspir câteodată și dacă văd un trandafir sau o floare un pic mai altfel, mi se pare de multe ori o bună sursă de inspirație și inclusiv vacanțele în care merg. Iar anul trecut am fost într-o vacanță absolut superbă. Am fost în Malaysia, în Kuala Lumpur, în Bali și în Singapore. A fost senzațional. Iar de data aceasta o să vă prezint un aranjament inspirat din nici mai mult, nici mai puțin decât grădinile botanice din Singapore, de lângă Marina Bay. Momentan nu vă puteți da seama văzând bucata asta de scoarță, dar vă promit că la final o să înțelegeți ceea ce vreau să zic. E o scoarță de plută, este foarte ușoară, da? Se comandă de pe bursă, puteți să o găsiți la absolut orice florărie sau să o comandați. Da? Și în această bucată de scoarță o să punem câțiva suporți pentru niște plante frumoase. De aceea, biroul meu astăzi nu este invadat de plante, de flori, ci doar de câteva plăntuțe de la Radu, de la grădina urbană. El în fiecare săptămână are grijă să ne trimită tot ceea ce noi avem nevoie. Mulțumesc din tot sufletul, Radu! Primul lucru interesant pe care o să vi-l arăt, o să vă arăt cum din nimic, mă rog, din sârmă, o să facem niște suporți foarte, foarte interesanți, pe care o să venim apoi cu câteva plăntuțe. Da? Vedeți, eu împreună cu colegii mei, vă mulțumesc din tot sufletul, am pregătit deja câțiva suporți, da? Așa, care, deși par complicat de făcut la prima vedere, de fapt sunt destul de simpli. Deci, e doar niște sârmă înfășurată pe o altă sârmă și în capătul ăsta o țesătură de sârmă. Noi floriștii suntem destul de familiari cu genul ăsta de împletitură. Genul ăsta de împletitură a fost făcut celebru sau popular sau adus în atenția floriștilor de către un geniu al floristicii, e vorba de Gregor Lerch. O să începem cu câteva sârme simple. Așa. Ce cel mai important la genul acesta de suport, ca să-ți iasă în țesătura asta, trebuie să ai un număr impar de sârme. Asta este foarte, foarte important, da? Noi am pus aici, cred că 13 sârme. Prindem bine această legătură în bormașină și începem să rotim. Și cu sârmulița asta mică, pe care am conectat-o deja la legătura de sârme, ia, pur și simplu, și ia uite cum, în o secundă, două, trei, am înfășurat deja toată această legătură de sârme. Și acum urmează partea cea mai interesantă. A? Ca să obținem această împletitură, foarte simplu, deschidem fiecare sârmă, le îndoim, ne asigurăm că toate sârmele stau la distanță egală una de cealaltă, da? Că avem o elice frumoasă. Țineți minte tot timpul să aveți număr impar de sârme, da? Și apoi, pur și simplu, cu răbdare, știți că nouă floriștilor ne plac lucrurile astea făcute de chinezi bătrâni, da? Cu răbdare, cu sârmulița asta mică, începem. Una pe față, una pe dos. Una pe față, una pe dos. Una pe față, una pe dos. Și tot așa, strâns bine aici la centru, da? La început e un pic mai greu, dar o să vedeți că pe măsură ce avansați, devine din ce în ce mai ușor. Și acum să trecem la partea funny. Să recreem grădina botanică din Singapore.
După cum vă ziceam, am această bucată de scoarță, de plută. Puteți să folosiți orice fel de, orice fel de bucată de scoarță. Mai am nevoie puțin de șurubelniță electrică. Foarte simplu, o să dăm câteva găuri în plută. Așa. Și acum nu ne rămâne decât să să luăm aceste pălărioare, să le înfigem în suportul nostru, în găurile pe care le-am dat cu bormașina. Bun, și acum o să vă arăt o altă tehnică. Am pregătit deja niște plântuțe frumoase în această sferă de mușchi și asta se cheamă kokedama. E tot de influență asiatică, da? Practic, scoatem plântuța din ghivecel, luăm un pic de pământ, am aici un pic de cărbune activ, punem într-un plastic, da? Învelim rădăcinile plantei în acest plastic, da? Astfel încât în momentul în care o vom uda, apa să nu curgă pe afară, da? Și apoi luăm o bucată de mușchi și învelim plasticul în mușchi. După ce am învelit această sferă de pământ în mușchi, cu un pic de sârmă, foarte subțire, sau merge chiar și cu o oață subțire, da? Începem să legăm acest mușchi pe pământul plantei. Și apoi cu o mică pompiță vom putea să udăm planta pe aici și planta va trăi mult și bine în această sferă. Da? După cum vedeți, cu două tehnici foarte frumoase, am obținut un aranjament simplu, dar o să vedeți când o să pun aceste plante pe structura asta, tot o să se schimbe. Și am făcut o kokedama dintr-o iederă, da? Și o să punem efectiv atât pe acest suport. Mai avem o iederă. O să o punem aici în partea asta. Așa. Încă o iederă mai micuță. O să o punem aici în mijloc. Și am găsit trei plântuțe frumoase cu flori. O orhidee, o mini orhidee Phalaenopsis. Și două plante, două calanșoie. Și ca totul să fie și mai frumos, luăm un pic de tilanția și agățăm de aceste turnuri. Și iată cum, cu destul de puține plante, cu destul de puține materiale, dar cu multă muncă și cu mult dăruire, am făcut un suport de plante mai altfel. Și spuneți-mi voi, cui nu i-ar plăcea să aibă un aranjament de genul ăsta acasă? Sper că v-am inspirat și astăzi. Sper că o să vă apucați de împletit și să faceți multe, multe kokedama. Și vă doresc să aveți o săptămână absolut magnifică. Vă pup! Pa!